Ziua copilului a fost sărbătorită în avans anul acesta în Bârsana. Cadrele didactice de la școala Mircea Vulcănescu și administrația locală le-au pregătit ieri copiilor o zi plină de sport și distracție în cadrul evenimentului Cupa 1 iunie pe Bradova. Competiția de cross a devenit o tradiție pentru Bârsana și în fiecare an numărul participanților este tot mai mare. Primarul Teodor Ștefanca spune că pe lângă surpriză, copiii au ocazia să petreacă timp în natură într-un mod distractiv în cadrul acestui eveniment. Deci astăzi are loc în Bârsana, aici sus pe Bradova, într-un loc atât de frumos, de mirific, o zonă care noi bărsănești și ne mândrim. Are loc Cupa 1 iunie, ediția 7-a, ca și în fiecare an. Iar ne bucurăm de numărul mare de participanți, cu mult mai mare ca și anul trecut. Au venit copii de la școlile generale atât din județ cât și din județul vecin, spre exemplu Satu Mare. Este o cupă care se desfășoară și se organizează în fiecare an. Școala Mircea Vulcănescu, în colaborare cu Primăria și Consiliul Local din Bârsana, este un prilej pentru copii de a ieși în natură, în aer liber, de a face mișcare și nu se știe niciodată de unde va ieși performanța. Anul acesta este ultimul pentru domnul profesor de educație fizică al școlii Mircea Vulcănescu din Bursana, Adrian Șofronici. Noi sperăm să-l avem în continuare și după ce se va pensiona, pentru că el este sufletul acestei zile, pot să spun. Și este foarte important pentru copii să sărbătorească și în acest mod. Crossul de pe Bradova, ediția 7-a 2018, se desfășoară sub egida Zilei Internaționale a Copilului și la acest cross sunt invitați copiii care posedă aptitudini, calități motrice deosebite, fiind vorba de rezistență. Și acești copii sunt posibili și viitori campioni la nivel de județ, la nivel de țară, la nivelul pregătirii copiilor de la școala Mircea Vulcănescu. Pot să spun că am în primii 6 la naționale, la probele de 800 și sper ca în viitor să ne îmbunătățim timpul și să venim în primii 3. Ediția din 2018 e puțin modificată față de anii din urmă, respectiv clasele 1-4, băieți-fete, 5-8 băieți-fete, 9-12 băieți-fete. Anul trecut au fost pe categorii de vârstă clasele 1-4 băieți-fete, 5-6 băieți-fete, 7-8. Am încercat anul acesta să atrag copii și de la nivelul liceal, dar din păcate mi s-a răspuns negativ. Pentru buna desfășurare a acestui concurs și-au adus aportul atât primăria și Consiliul Local, cât și doamna directoare Berniski Maria, care m-a ajutat enorm în comparație cu celelalte ediții. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Suntem la finalul celei de-a șaptea ediții a crossului Cupa 1 iunie, organizat de către domnul profesor Șofronici Adrian. A fost o zi încărcată cu emoție, cu atât mai mult cu cât domnul profesor este în ultimul an de activitate, urmează să se pensioneze. Avem siguranța că și în calitate de tânăr pensionar o să se ocupe în continuare de organizarea acestui cross. Deși a fost o zi destul de călduroasă, copiii s-au descurcat foarte bine. Am avut un număr relativ mare de participanți, au fost aproximativ 80-90 de elevi din 22 de școli. Mulțumim tuturor participanților, felicitări tuturor! Sunt aici din respect pentru domnul profesor Șofronici, care organizează de câțiva ani această competiție sportivă și obține performanțe în condițiile în care școala nu are o sală de sport și nu are un teren de sport amenajat. Sunt alături de copii, e o manifestare cu ocazia Zilei Copilului, am întâlnit copii de la Lespedea de Sus, am întâlnit copii de la Ieud, copii pe care m-am bucurat să-i văd în sălile de clasă, în inspecțiile pe care le-am avut și acum îi văd câștigând această competiție. Cadrele didactice sunt de părere că această competiție poate ajuta pe copii să-și descopere aptitudinile sportive. Astăzi, cu ocazia desfășurării crossului de 1 iunie pentru copii, în calitate de președinte a Asociației Județene de Atletism, face mare onoare să fiu aici alături de colegul meu Șofronici Adrian și de colegii din județ. Mă bucur că am avut o zi bună de organizare acestui cross. Copiii s-au prezentat foarte, foarte bine și s-au bucurat de aceste clipe minunate cu ocazia organizării acestui frumos cross județean. Eu, ca și președinte Asociației Județene și ca și profesor la liceu cu program sportiv în calitate de șef de catedră la secția de atletism, este și un scop de selecție, tocmai de aia am și venit, am văzut copii frumoși, copii bine pregătiți de colegii noștri din județ și speram să ne facă onoarea și să vină să se pregătească într-un mod organizat și să poată participa județul cu cinste la nivel național. Evenimentul a fost completat și de câteva momente artistice.
Eforturile participanților au fost răsplătite cu premii, cupe și medalii. E o lume minunată în care veți găsi numai copii. O lume cu mulțoare și mii de jucării pentru copii. În lumea cu povești și flori veți întâlni numai copii. Și-o lumea inocenței păstrați-o orice-ar fi pentru copii. Cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Copilului, reprezentanții administrației locale din Bârsana le-au transmis gânduri bune tuturor copiilor. Cu ocazia zilei de 1 iunie le doresc tuturor copiilor din comuna Bursana, din Maramureș, din România, să aibă o viață frumoasă, să ajungă acolo unde își doresc, să fie cu minți, bineînțeles, și îi așteptăm în fiecare an aici la Bursana în număr și mai mare.